mișcări de trupe, de atacuri teroriste, de mișcări tactice. Am spus să facem un pic de pas în spate și să înțelegem puțin lumea în care trăim. Să încercăm atât cât putem să vorbim despre adevărul tabu despre terorism și teroriști. De ce există terorism în lumea asta, domnule Turcescu? Pentru că n-a fost de când lumea. S-au bătut state, s-au bătut popoare. La un moment dat a apărut și flagelul ăsta cu terorism. Da, e o bună întrebare, dar e un subiect extraordinar de vast, într-adevăr, însă cred că un răspuns destul de simplu ar fi, sau să încercăm să simplificăm lucrurile, ar fi că unor armate puternice sau unor puteri hegemonice nu le poți opune decât foarte greu forțe de aceeași, de același calibru, dacă ne referim la forțele armate. Și atunci se eludează regulile războiului care presupun confruntarea unor armate, uneori chiar și armate profesioniste, pe câmpul de luptă. Și există cauze în care unii indivizi cred, pe care le vor aduce în fața întregii lumi. Și cum poți aduce aceste cauze în fața întregii lumi decât provocând emoții foarte, foarte mari? Cea mai mare emoție care poate exista în lumea asta este emoția legată de moarte. În condițiile acestea, grupări care poate n-au fost neapărat la început teroriste, încercând să-și aducă, să spunem, în prim plan cauza, încercând să găsească la un moment dat suport pentru cauza lor, negăsind acest suport, prin mijloace convenționale. Convenționale, exact, decid să provoace o emoție teribilă și cea mai mare emoție, dacă vorbim acum și de emoția cauzată de moarte, nu este să moară un militar. Un militar, când un soldat, în momentul în care acceptă să fie soldat, știe că în viața lui, și toți ceilalți știu de asemenea, și cei din jurul lui știu că s-ar putea să-și piardă viața. Sigur, moare un soldat. E o dramă categoric. Dar în momentul în care moare un civil, un om nevinovat, o femeie, un copil, o femeie însărcinată, da? Emoția este teribilă și atenția multora, poate uneori a întregii lumi, se îndreaptă către un astfel de eveniment. Aceasta ar fi una dintre explicații. Iar lumea în care trăim, deja am putea spune că lumea secolului 20 și lumea secolului 21, iată acum, dar mă refer și la secolul 20 pentru că am avut parte de foarte multe atacuri teroriste în secolul 20, e o lume zguduită, dacă vreți, de la declanșarea primului război mondial și asasinarea arhiducelui Franțuse. Deci a fost un moment în care lumea l-a perceput, și ala putem spune că a fost, se întâmplau și atunci foarte multe atentate teroriste, da? Inclusiv au fost bombe care s-au mai aruncat asupra trăsurii Kaiserului la un moment dat. Deci au fost tot soiul de momente în istorie în care, într-o formă poate mai rudimentară, terorismul existat. La ora la care discutăm astăzi, și începem, repet, cu secolul 20, mai ales după al doilea război mondial, felul în care se poate construi o bombă este unul extraordinar de simplu. Adică materiale explozibile sunt din nefericire, dar nici n-ai cum să trăiești. Altfel, cam la orice stație de benzină și în orice magazin, inclusiv în care se comercializează produse de uz casnic. Da. Deci e suficient să ai niște cunoștințe nu foarte mari de chimie, să spunem, substanțe care în contact devin extraordinar de inflamabile și explozibile realmente, un dispozitiv care să provoace o scânteie și în momentul ăla ai mai mult decât un cocktail Molotov, ai chiar o bombă artizanală. Prin urmare, felul în care astăzi se realizează din nefericire astfel de atacuri teroriste este chiar la îndemână aproape oricui. Iar de când cu rețele de socializare, internet, clipuri, lucrurile astea sunt aproape de găsit. Internetul ăsta dark în care... Da, dar cum să vă spun, crearea unui material explozibil e o chestiune pe care nu vreau să dau acum surse, dar am văzut întâmplător la un moment dat, da, scrollând diverse canale, Telegram sau altfel de chestiune asta, aproape că ai tutoriale pentru așa ceva.
Sigur că e greu să lupți cu așa ceva. De ce, da, revenind la întrebarea noastră, de ce există terorism? Pentru că sunt foarte multe puncte de tensiune în lumea asta rămase nerezolvate. Nu vreau să fiu didactic și să umblăm de pe un continent pe altul. Toate țările lumii au puncte de tensiune. Nu există, practic, o lume ideală, o zonă ideală. Că e vorba de dispute teritoriale, că este vorba de amestecuri de rase și religii, naționalități, că e vorba de amestecuri forțate la un moment dat în astfel de situații, că există frustrări unele dintre ele datând, am putea spune, de secole sau accentuate în ultimele decenii. Că există nemulțumiri după războaiele secolului al XIX-lea și mai apoi după împărțirile teritoriale care au venit la pachet cu tratatele de pace de după primul și al doilea război mondial. Că există diferențe de natură economică și frustrări legate de marile decalaje de natură economică dintre continente. Ceea ce duce, iată, la apariția acestui fenomen, care e la rândul lui un fenomen ca o bombă cu ceas, fenomenul migrației. Deci, din punctul ăsta de vedere, lumea e în continuare o lume neliniștită. Și s-au căutat întotdeauna tot soiul de formule prin care să se estompeze, să se găsească formule de pace, haideți să spunem, între diversele, în zonele în care există astfel de tensiuni. Nu s-a realizat și nu se va realiza niciodată. Cât va fi omul pe pământ, nu vreau să fac așa ca baba în poartă, astfel de tensiuni vor exista. E adevărat, dar mi-aduc aminte cu niște zeci de ani în urmă, 20-30 de ani, circulam în Europa, era o Europa. N-am mai circulat de mult, la un moment dat m-am dus să întâlnesc niște prieteni și întâmplarea a făcut să fie prin zona Bruxellesului. Și am rămas șocat de ce am văzut acolo. Dintr-o dată părea că intru într-un teatru de război militar, cu arme automate, la intrarea sau ieșirea din aeroport, cozi, să treci prin diverse filtre. Trăim deja într-o aparent altă lume decât acum 20-30 de ani. Da, trăim într-o astfel de lume pentru că, trebuie să admitem cu toții, lumea orientală în special, lumea Orientului apropiat, am putea spune, în special, în ultimele două decade a fost, sau chiar trei decade, a fost puternic zguduită de la dărâmarea unor lideri precum Saddam Hussein, să spunem, începând cu Saddam Hussein și continuând cu toți ceilalți care au urmat din această zonă, acolo s-a produs o puternică, n-a spune destabilizare, că felul în care era stabilizată zona nu mi s-a părut niciodată ca fiind una extraordinar stabilă, dar existau niște regimuri dictatoriale care controlau fluxul de ieșire și de intrare în țările respective. După dispariția acestor, sau zguduirea, până au dispărut neapărat în totalitate, dar unele dintre aceste regimuri au fost puternic dislocate, să spunem, și unele chiar înlocuite cu alte regimuri. În perioadele acestea de înlocuire a unui dictator cu alt dictator, să spunem, sau în perioadele în care au existat fenomene de instabilitate politică în aceste zone, chestiuni care se mai întâlnesc și astăzi, au apărut aceste fluxuri extraordinare de migranți. Iar aici, continentul european, despre care vorbim în special, a fost prins totalmente nepregătit. Pentru că una era să-ți vină la un moment dat să spune cum s-a întâmplat și s-a întâmplat și în anii 60-70 în Franța și nu numai în Franța, chiar și în Marea Britanie, poate chiar și în Italia, în bună măsură. Au existat, îți veneau cumva migranți din zonele pe care, în care tu avusesei colonii, să spunem, dacă vorbim de Franța sau de Anglia, și erau cumva vorbitori de limbă engleză sau vorbitori de limbă franceză, erau oameni care se adaptau foarte ușor la ceea ce însemna societatea franceză sau societatea britanică. Ei bine, de la un moment încolo, aceste reușite de integrare a unor migranți au dispărut. Au năvălit, practic, peste Europa alte categorii de migranți, oameni și cu mai puțină școală și cu mai puțină înțelegere în legătură cu regulile de existență în spațiul occidental, iar Europa i-a primit. I-a primit pe două paliere. Un palier umanitar, pentru că
Domnul, cam ce să faci? Asta, vreau să sting cum să spun, lucruri cunoscute deja. Îți vin copii pe bărci, nemâncați, subnutriți, loviți, poate fără părinți, deci orfani. Ce faci cu ei? Ce faci cu ei? Da? Totuși, civilizația occidentală este, în primul rând, o civilizație care s-a clădit pe ajutorarea aproapelui. Da? E o lume creștină. Te gândești că îi întinzi o mână de ajutor, nu-l pui pe o artă barcă și îi spui du-te și mor, lasă-mă în pace, morim în largul mării. Și genul acesta de permisivitate și de ajutor, mă rog, s-au transformat ușor-ușor într-o povară teribilă pentru un spațiu european care avea la rândul lui probleme de șomaj, probleme de un alt. După aceea a venit politica destul de, aș spune, proastă a doamnei Merkel, care a zis îi primim și îi punem să muncească, îi integrăm. S-a dovedit că politicile de integrare a migranților în spațiul european, așa cum au fost ele desenate de arhitecta Merkel, pentru că ea a fost cea care, Mutti Merkel a fost cea care a pus acest scenariu în undă, în practică, mai întâi în undă și apoi în practică la nivelul Uniunii Europene, e bine, au fost proaste. În primul rând, Germania a vrut să-și vadă interesul ei și a selectat cumva să aibă forță de muncă ieftină. Motorul german se baza, din punctul de vedere, pe două zone destul de, cum să spun, sulfuroase, ca să folosesc un eufemism. Să nu, era vorba pe de parte de gazul rusesc, ieftin, da? Chestiune care crea vulnerabilități întregii Europe, dar Germaniei nu-i păsa. Și pe de altă parte, pe o forță de muncă, așa cum spuneați, ieftină, care de data asta nu mai era însă una care se integra foarte rapid, poate că unii dintre ei erau buni, dar nimeni nu știe și s-a văzut lucrul acesta, dacă nu cumva sub în pielea unui profesionist într-un domeniu, că e el un sudor bun sau, de ce nu, un asistent medical bun, venind poate din Siria sau din, Qatar, de ce nu, deși Qatarul nu este în rândul țărilor în care să spui că e vreo populație neapărat radicalizată, da? Pot exista și acolo. Venind din, haide să spunem, din Palestina, venind din Irak, venind din, nu se ascundeau sub pielea, repet, unor profesioniști, un ins radicalizat, un ins care, pe lângă faptul că știa să-și facă bine profesia, era racolat de armata statului Aici islamic. Aici deschid o paranteză la o chestiune și mai sofisticată decât atât despre care citeam recent, și anume faptul că Coreea de Nord a creat mii de specialiști în IT care să lucreze pentru marile companii americane, bine plătiți și care să trimită foarte mulți bani spre Coreea de Nord din salariile fabuloase pe care le câștigau și să financeze programul nuclear și mai departe. Am citit recent o astfel de chestiune. Deci sunt și programe statale de plantare de astfel de oameni. Fără discuție, da. Bineînțeles, asta este, mai ales pentru state, precum cel pe care l-ați pomenit, și anume Coreea de Nord, e probabil cea mai ușoară și cea mai profitabilă, să spunem, manieră prin care poate să penetreze civilizația occidentală. Dacă ne ducem și mai în spate, acest val de migranți, de milioane și milioane de oameni din Siria, au pornit pentru că a fost o situație acolo. Situația aia putea fi gestionată și altfel, poate fi gestionată și altfel, se poate opri într-un fel sau altul acest val de migranți care pare fără sfârșit? Răspunsul meu este categoric nu. Dar asta este dezamăgitor pentru omul occidental care se consideră dintr-un anumit punct de vedere un soi de rasă superioară. Nu vreau să fiu prost înțeles, dar occidentalul, și aici mă refer la occidentalul european, dar și de dincolo de ocean, și anume partenerii strategici americani, lor li se pare că înțeleg ceea ce se întâmplă în zona aceasta orientală. Ei bine, nu înțeleg acest spațiu. Haideți să facem așa, un exercițiu de decriptare, dacă vreți, a lumii în care trăim din această perspectivă. Sunt europeni din zona Europei Occidentale. Bruxelezii, să-i spunem, da? Așa. Birocrații bruxelezi, da? Adică
establishmentul politic și birocratic din vârful Uniunii Europene, care se uită nedumerit, dacă vreți, la felul în care funcționează valul de noi admiși în Uniunea Europeană, și aici putem să-i numim pe bulgari, pe români, chiar pe maghiari, da? Și se uită destul de bizar spre cei care, cu care mai poartă discuții, inclusiv spre sârzi, spre moldoveni, pentru că multe dintre obiceiurile, putem spune chiar apucăturile acestor popoare, sunt ușor stranii pentru ei, sunt de neînțeles. Sigur că ei încearcă, de exemplu, să aplice formula luptei împotriva corupției în felul în care o văd ei acolo cu instituțiile pe care le au, ei neștiind că intră într-un spațiu balcanic în care a vorbit despre ciubuc, peșcheș, procent, parandărât, da? E greu să explici unuia care nu știe cum a funcționat vreme de sute de ani această zonă, să-i explici cam cum stau lucrurile. Știu și ei, evident că există procente pe care au și ei mafia, dacă vorbim despre asta, italienii. Au mafiile lor, fiecare dintre ei. Dar până și acolo, mafia la ei este birocratizată. Adică are un 10%, să zicem, procent, sau avea un 10% procent din ceea ce însemna lucrări edilitare, mari și așa mai departe. Revenim. Cum vă închipui sau cum ne putem închipui că dacă europenii nu înțeleg o parte a Europei, ar putea înțelege americanii o lume de dincolo chiar de Europa? Ar putea înțelege europenii o lume dintr-un alt continent? Și aceasta este premisa fundamentală de la care se pleacă... A spus că ați fost unde? Spuneați în Bruxelles? Da. Da, în Bruxelles. Bruxellesul, Parisul, Roma... Chiar și Londra. Dom'le, încep să fie niște orașe aproape uniformizate. De la aceleași branduri, aceleași feluri de mâncare, aceleași haine pe care le poartă oamenii pe stradă, aceeași manieră de a conviețui, de a te purta, de a nu știu ce, nu mai știu unde ești la unde. Dacă te leagă cineva la și nu știi dacă și n-auzi limba vorbindu-se sau asta și nu recunoști niște edificii, să zicem, în colțuri, în zona corporatistă a acestor capitale, lucrurile sunt cam la fel. E, plonjați, vă rog, într-un oraș ca Istanbul. Sau într-un alt spațiu din această într-o altă zonă din această lume. Lucrurile sunt total diferite de la felul în care mănâncă, se îmbracă, vorbesc, se comportă oameni. Vă dați seama că sunt lucruri atât de subtile pe care n-ai cum să le înțelegi stând la distanță de uneori zeci de mii de kilometri. Mulțumesc, luăm o foarte scurtă pauză de publicitate, revenim. Am reîntors aici la Jurnal de Bord alături de Robert Turcescu, vorbim despre adevărul tabu, despre terorism și teroriști, despre lumi diferite în care Occidentul a încercat să-și bage coada
să instaureze democrația, sau mă rog, cel puțin asta a pretins, în niște lumi complet diferite. Complet diferite, da. Complet necunoscute chiar. Și poate chiar antrenând și finanțând anumite fracțiuni politice din anumite zone, din anumite state, considerându-le prietene, pentru a instaura regimuri favorabile Statelor Unite, Occidentului, ca ulterior aceste fracțiuni sau regimuri înarmate, antrenate, să devină unele dintre ele surse pentru terorism sau chiar să se transforme în fracțiuni teroriste. S-a întâmplat asta și cu Al-Qaeda și cu Osama Bin Laden, s-a întâmplat și în legătură cu Hamas. E o tehnică, să spunem, mult cunoscută. Mai întâi s-a întâmplat la nivelul politicii clasice, să spunem, da? Când la un partid sau la mai multe construiești la un moment dat aripi, fie în interiorul respectivului partid, dacă vrei să obții o divizare a partidului sau un balans al puterii, o echilibrare a puterii. E o tehnică foarte cunoscută, însă, într-adevăr, așa cum a spus bine, multe dintre aceste aripi s-au radicalizat la rândul lor sau s-au întors împotriva creatorilor din momentul în care creatorii, dintr-un motiv sau altul, le-au abandonat. Fie că n-au mai avut bani să le financeze, fie că n-au mai avut încredere în ele, fie că au găsit alte proiecte interesante și atunci le-au aruncat peste într-un colț, dar ele au refuzat să moară și au continuat să provoace tensiuni. E foarte greu să lupți cu astfel de lucruri. Pe de altă parte, vedeți, mai avem un... O să spun un lucru pe care, cum să zic, e greu să-l rostești în lumea de azi sau mai ales în zilele pe care le trăim acum. Sunt foarte puține momente în care cineva are răbdarea și a spune chiar curiozitatea să încerce să se uite și la cauza teroriștilor, să zicem. Adică, sau a celor care sunt considerați la un moment dat teroriști. Nu stă nimeni să analizeze, nu stă nimeni să vadă că poate pe undeva, da? Încercând, sigur, cu greu, unora le este chiar imposibil să facă un astfel de exercițiu, dând la o parte sau punând în paranteză actele de cruzime sau actele de barbarie pe care le comit, să încerci să te duci la esență să vezi ce îi determină să facă astfel de lucruri. Ne desparte, pe lângă această lipsă de chiar de empatie în legătură cu oameni care sunt au un țel în viață, au un gând de îndeplinit, au poate sunt trei sunt fanatici religioși, poate au o viziune, poate au li se pare că au o revelație la un moment dat, dincolo această lipsă de încercare de a-i înțelege, ne desparte, cum remarcam mai devreme împreună, această imposibilitate de a ne pune în pielea lor. Uneori ne este destul de ușor să ne punem în pielea unui francez, da? Sau chiar și a unui bulgar. Da? Nu ne despart foarte multe lucruri. Ceva limbă, da? Mâncăm cam la fel, stăm la masă cam la fel și știu ce. Pune-te, de exemplu, în piele, încearcă să te pui în pielea unui asiatic. Să înțelegi preferințele culinare. Să îi înțelegi unui budist felul în care se raportează el la lume și la viață. Felul în care se așează un japonez, și când spun se așează, chiar asta vreau să spun, la masă, da? Fără scaun. Stând... Deci sunt lucruri pe care, cum să zic, le poți face prin imitație, le poți fi mimetic, dar nu poți pătrunde în esența lucrurilor. Cum ne putem închipui, spre exemplu, astăzi, mai ales că pe mine aproape că mă buvnește râsul plânsul când văd atâția specialiști, mai ales la televiziunile din România, unii chiar n-au rușine. Adică trec cu o rapiditate extraordinară de la specialiști în spațiul ex-sovietic, da? Brusc au devenit specialiști în zona Orientului apropiat, Orientului mijlociu, ba chiar a Orientului îndepărtat. Știu totul despre tot în lumea asta. Dom'le, iertați-mă. Unii dintre ei au călătorit măcar o dată, nici măcar nu au făcut escală în Qatar ca să iau un avion către altă par, în altă zonă. Pentru că făcând măcar o escală într-un astfel de aeroport, da, chit că vorbim de un aeroport al unei lumi aproape civilizate sau poate chiar foarte civilizată în raport cu restul lumilor de acolo,
Dom'le, e o altă lume, plonjezi într-o altă lume, plonjezi până și într-un alt miros, dacă vreți, da? Plonjezi într-un alt univers, da? În care trăiesc niște oameni, de la felul în care se îmbracă, la felul în care gesticulează, la felul în care se comportă cu copiii, la felul în care se comportă cu femeile. Și tu vii și îmi spui în momentul de față că înțelegi ce este, spre exemplu, în mintea unui palestinian? Bun, poate nu a unui palestinian, poate vrei să spui că nu mai spun un palestinian radicalizat din gruparea Hamas. Nu, un palestinian care se află acolo. Da? De ce crede el, spre exemplu, că Hamas face bine ceea ce face? Nu putem înțelege lucrul acesta. Dar două teritorii palestiniene împărțite de statul Israel nu era un dezastru așteptând să se întâmple? În felul în care s-au împărțit... E un dezastru de la pași 8 încoace, ca să zicem așa, de la 1948 încoace. E un dezastru în crescendo, am putea spune. E un dezastru pe care lumea occidentală s-a ferit să-l mai aducă în discuție și l-a abandonat, dacă vreți, spre rezolvare israelienilor, care îl rezolvă în felul în care cred ei de cuvință. Nici pe israelien nu îi înțelegem foarte bine. Da? Ei trăiesc, sunt crescuți, sunt educați într-un anume fel. Da? Am fost la Tel Aviv, m-am mirat de fiecare dată, am zis cum, copil, fată, băiat, nu contează, 2 ani de zile ești în armată, ești luat fată, băiat, nu contează. Că... Și am spus da. Și ei n-au nimic de zis, adică mă gândeam ce ar fi să o fi luat pe fiimea 2 ani de zile în armată și să-i se spună la un moment dat pe front. Asta este pe front, asta este toată chestiunea. Mai ales ca femeie, repet, da? Și ei spun nu, așa sunt crescuți, așa sunt educați, ar fi rușinos pentru ei să nu facă un astfel de serviciu militar. E o altă lume, domnul Răducan. E o altă lume pe care nu o înțelegem. E o lume în care să vezi soldații pe stradă cu arma în jos e o chestiune în care nu te simți rău, ba chiar te simți bine. Ți se pare că ești protejat. Și iată că nu au fost. Da, asta este o altă discuție despre care exact ca la 9-11 și o compar momentul acesta din 7 octombrie nu numai prin dramatismul lui, ci prin misterul care înconjoară la fel ca în cazul 9-11 în 2001. Deci, înconjoară, e un mister în legătură cu ce s-a întâmplat pe 7 octombrie. Un mister pe care, sigur, fiind acum situația care este, nu îl putem decât, să zicem, pipăi așa în orb. Va veni și vremea în care vor apărea lucruri și ne vom, apropo de felul în care n-a reușit armata israeliană, statul israelian, acest stat ramforsat să facă față unor amenințări teroriste de un nivel extraordinar de mare, da? Nu a unor motorete, buldozere și parapante cu care au venit ăștia. Ei bine, cum un astfel de stat a reușit să fie surprins într-un moment atât de complicat? Deci, cred că vom afla la un moment dat, sau nu, da? Eu cred că vom afla la un moment dat detalii care ne vor da o altfel de perspectivă despre ce s-a întâmplat. Ne întoarcem la începutul discuției noastre, la faptul că oamenilor li se activează foarte puternic teama de moarte, emoții foarte puternice în jurul acestui lucru și ne întrebăm dacă terorismul nu este un alt instrument cu care se joacă marile puteri sau oamenii politici lăsând hățurile mai libere în anumite momente pentru ca aceste evenimente teroriste să se manifeste. Poate că ele sunt ținute cumva într-o formă cu Batista pe țambal și în anumite momente pare că fie scapă, fie se ia Batista de pe țambal pentru a se exacerba din nou teama oamenilor de moarte după ce nu mai auzisem de terorism
de destul de mulți ani, în pandemie și în război din Ucraina. Mi s-a părut curios că în pandemie n-am avut niciun atentat terorist pe nicăieri, după ce înainte de pandemie aveam tot soiul de nebun care intrau un oameni pe trotuar, bună, și ar trebui să spune, domnule, nu mai erau oameni pe trotuar că în pandemie, hai să fim serioși totuși, da? Puteau fi în continuare puse, făcute atentate teroriste. Îmi dați voie însă să vreau să fac vreau să pun un accent în legătură cu noi, cu România. România este printre puținele țări în care, din fericire, deși în proximitatea unor zone, că nu-i departe zona asta, da? Așa. Și de-a lungul anilor pe aici au trecut și palestinieni, și irachieni, și o grămadă de nații din zona orientală. Unii au rămas? Unii au rămas, unii s-au întors, dar au rămas, adică sunt unii care s-au căsătorit. Nu, dar vreau să zic că România a fost ceea ce în diplomație se numește un broker onest când vine vorba despre interesele părților beligerante. Adică am stat de vorbă și cu israelienii, am stat de vorbă și cu israelienii. Am stat de vorbă și cu irachienii și cu sirienii, s-au făcut vizite de stat dintr-o parte în alta. Întotdeauna diplomația românească a avut un ton, hai să spunem, moderat în legătură cu evenimentele din această zonă. Chiar și Marcelacu, dus în Israel, a avut un ton relativ echilibrat, sau cel puțin aici, așa s-a prezentat. Aici apare o problemă. Domnul Ciolacu, din punctul meu de vedere, și aici cumva îl înțeleg pe Iohannis, care e șmecher, l-a împins în față pe Ciolacu. A zis, ia mă tu cartoful ăsta fierbinte în legătură cu, din perspectiva României, du-te tu, vorbește cu prietenul tău de la Tel Aviv. Da? Mergi acolo, stai de vorbă cu Netanyahu. Eu nu vreau să merg, a zis Iohannis. N-a vrut să meargă și pentru că implicarea mersului, de exemplu, la Tel Aviv al lui Iohannis, că putea să meargă el în locul lui Ciolacu. Sunteți de acord, nu? El este chiar cel fost, care se bate cu pumnul în piept că este șeful politicii externe românești, da? Nu, pentru că în perspectiva postului pe care îl vizează domnul Klaus Iohannis, și anume acela de ministru de externe al Uniunii Europene, ca să o limpezim, da? A zis, nu vreau să iau partea cuiva în această... nu vreau să mușc din acest cartof fierbinte. Ia-l tu, Ciolacule. Ciolacu s-a bucurat de faptul că va avea posibilitatea să fie primul care pășește la Tel Aviv dintre... O scenă a lumii. O scenă a lumii, toată lumea, atenție acolo. Cu toate el s-a dus cu pace, pace. Da, dar reîntors în țară, l-ați văzut ieri în discursul pe care l-a avut, a început să fie poziționeze categoric, am putea spune, de partea Tel Avivului. Ceea ce până la un punct e de înțeles. Da? Însă a depășit, dacă vreți, zona aceea de siguranță, moderație a discursului. A început să vorbească și domnul Ciolacu despre teroriști, despre așa, toate chestia. Sigur, aia trebuie pedepsiți, problema cum îi pedepsesc, când toată o lume întreagă în momentul de față vede că sau înțelege justificarea sau justifică, dacă vreți, pedepsirea teroriștilor de către israelieni, dar încercând să nu provocați moartea civililor. Da? Urbanizarea războiului care se întâmplă deja de niște ani buni în lume e o chestiune teribilă, cumplită, pentru că mor foarte mulți civili. Asta se întâmplă și în momentul de față în Fâșia Gaza. Ori în condițiile acestea, tonul pe care trebuie să-l aibă orice fel de prim-ministru, președinte din Uniunea Europeană, inclusiv domnul Ciolacu, da, trebuie să fie acela în care să spună, domne, vă înțelegem, dar vă rugăm mare atenție cum veți face această, hai să spunem, tragere la răspundere a vinovaților. Cum zicea la un moment dat și un comentator, un alt comentator spunea, acum nu pretindem, cred că Ion Cristea a spus, nu pretindem israelienilor să facă așa cum au făcut, dacă vreți, pe scena lumii americanii cu atentatorii pe care i-au prins din 9-11. Proces public, una alta, bla bla, condamnare și mai departe. Sau în alte situații, da? Să ajunge la tribunal, să ajunge, li se dau avocat, să-i apere, îi vin, vorbesc, nu știu ce. Poate nu se va, nu poate. Sigur nu vor face israelienii așa ceva. Vor intra și vor măcelări. Da, dar costurile pot fi extraordinar de mari. O lume întreagă să uită cu atenție la această situație. Așa trebuie să comporte în continuare
și România. Pentru că, repet, a avut această moderație, a fost un brocărănesc al acestei zone, a înțeles potențialul exploziv și la propriu și la figurat al zonei respective. Nu vii tu acum, sigur, din dorința de a te poziționa în continuare drept candidat la președinție, de a te face auzit, de a încerca să scoți capul pentru că riși să transform și România păi în spațiu. Păi asta zic, Doamne ferește, adică, iertați-mă, repet, pe teritoriul României avem mulți palestinieni în continuare. Avem în Gaza cetățenii palestinieni, sau mă rog, oameni care au și cetățenie română, deci e complicată ecuația. Mulțumesc foarte mult, domnule Turcescu, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, și vă invit să vizitați site-ul Canal 33. Vă recomand în special editorialul domnului Turcescu, Zâmbește va fi mai rău, un editorial scris într-un limbaj aproape poetic, aș spune, foarte impresionant, dar cu foarte multă substanță. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, revenim după o scurtă pauză de publicitate.